De mai mulți ani, programele școlare sunt centrate pe competențe, inclusiv programa de cultură civică. Este clar că dacă vrem să dezvoltăm competențe, nu putem să ne limităm doar la transmiterea de cunoștințe. E necesar să avem activități de învățare în care elevii să poată să-și dezvolte atitudini, să dobândească deprinderi, să dezvolte o înțelegere critică a cunoștințelor și să își asume de asemenea un set de valori. Metoda pe care o propune Institutul Intercultural din Timișoara, Proiect Cetățeanul, este exact în acest sens dezvoltată pentru a oferi elevilor ocazia de a dobândi acest ansamblu de competențe prin studierea unei probleme reale a comunității locale și prin interacțiune atât între ei cât și cu diverse surse de informații de la nivelul comunității, de pe internet, de la organizații neguvernamentale și instituții publice, în așa fel încât să înțeleagă ce înseamnă să fii cetățean activ, dar și să dobândească acele competențe care sunt prevăzute în programele școlare la disciplina de cultură civică. Proiectul Cetățeanul include 8 pași pe care elevii trebuie să-i îndeplinească împreună cu profesorul la clasă. Pasul întâi a însemnat informarea clasei în legătură cu structura proiectului, tematica, pașii care ar trebui parcurși și în aceeași oră le-am cerut să gândească la problemele comunității, la lucrurile care sunt negative și ar trebui să fie soluționate cu ajutorul lor, al părinților, al autorităților. În echipe, practic, ei au identificat probleme, acasă au analizat puțin problemele respective, iar în următoarea etapă de la clasă nu au avut altceva decât să prezinte puțin ce informații au găsit ei acasă și au votat problemele respective. Au fost 2 tururi de scrutin, le-am explicat și ce înseamnă votul, cum se exercită, care sunt diferențele. A urmat pasul 3, care a constat în culegerea de informații și în funcție de ce i-a interesat pe ei, adică ce le-a plăcut să facă și de accesul la informații, au început să culeagă informații referitoare la această problemă. 6 copii au mers și au luat interviul primarului, interviu stabilit telefonic inițial, și spre surprinderea mea chiar au fost primiți, au primit răspunsuri. Ei au fost foarte încântați că au ajuns să ia interviu directorului școlii și unui consilier local, căruia i s-a alăturat și primarul, deși nu era în plan. O oră întreagă primarul a stat și le-a răspuns tuturor întrebărilor. Și după această întâlnire, obișnuindu-ne să fim luați în considerare, am stabilit o altă întâlnire, de data asta cu arhitectul orașului, care la rândul ei ne-a prezentat abordarea lui. În următoarea oră i-am rugat să se gândească la soluții pentru rezolvarea acestei probleme, la persoană care ar putea ajuta instituții, ONG-uri, administrație. Și în ora următoare au venit cu niște idei geniale. Aici, pentru că asta este scopul proiectului Cetățeanul, deci să fie o problemă într-adevăr de interes al comunității și să poată fi rezolvată printr-o politică publică. La pasul 5, care viza dezvoltarea unui plan de acțiune, am folosit brainstorming-ul, adică au putut veni liberi cu tot felul de propuneri, indiferent dacă erau bune sau rele, n-a contat. Acum, sigur că în acest proiect sarcina acțiunii efective este autorității publice, dar elevii pot dezvolta un plan de acțiune în care să influențeze autoritățile publice să adopte soluția noastră și pentru aceasta ei au imaginat câteva activități. După ce dezvoltă planul de acțiune, cine, ce și când să facă, nu mai au altceva de făcut decât să finalizeze un portofoliu pe care să îl prezinte într-o ședință publică. Am unit cele 2 clase la care am aplicat proiectul și au prezentat fiecare clasă în fața celelalte clase ce a realizat. Și practic au fost 2 probleme asemănătoare, însă soluțiile au fost diferite și le-a plăcut să vadă și alte metode de rezolvare. Cu privire la reflexia, adică numărul pasul 8 al proiectului,
Altceva nu am făcut decât să intre pe fiecare dintre elevi, care, cum s-au simțit, ce au învățat nou, dacă au învățat ceva nou, dar în mare parte vă zic, majoritatea, cred că nu a existat un elev care să nu învețe absolut nimic. Toți au fost foarte încântați că a fost ceva practic, a fost ceva aplicativ și este o metodă care ne pune la încercare atât pe noi ca și profesori, dar și pe elevi. Ce le arăta lor și ce mi-a arătat mie proiectul ăsta e că pot să pună întrebări și trebuie să aștepte răspunsuri. Pașii aceștia practic reprezintă un algoritm de rezolvare a unei probleme, exact ca la această jucărie pe care o am eu aici, cubul Rubik. Și practic ei spun că dacă autoritățile publice ar implementa un pas, alt pas și tot așa până la rezolvarea problemei și se rezolvă problema, cam așa merge, adică e ceva foarte simplu. Nu-i...